este depășit. Nu fac altceva decât să împlinesc stăruința unor credincioși ca să spun câteva cuvinte. Aș vrea să închid Scriptura. Nu vă citesc nicăieri. Care sunt cele cinci simțuri pe care, cu care Dumnezeu a înzestrat ființa omenească? Spune-mi, frate Bără. Văz, auzi, miros, pipăit, gust. Așa. Se spune că acestea sunt ferestrele pe care Dumnezeu le-a pus în sufletul nostru. Noi am vorbit toată ziua aici și tema conferinței este să privim țintă. Dar dacă avem în fața noastră un om orb, ce facem cu el? Dumnezeu a făcut ființa noastră perfectă. Și te laud că sunt o făptură așa de minunată. Dacă te ia de pe stradă și te aruncă într-o celulă cu un tuneric gros și nu vezi nimic, ce se întâmplă cu ființa noastră? Ochii nu se mai ajută la nimic. Intră imediat în acțiune al doilea simț important pe care Dumnezeu l-a pus în noi și care este auzul. Nu știi ce este în jurul tău. Și dacă e o liniște perfectă și nu știi ce este cu tine, nu știi, nu cunoști încăperea în care te-a aruncat. Și ții urechile de liniște. Intră în funcție următorul simț. Mirosul. Nu cumva ăștia m-a adus aici să fiu cazat. Și începe să intre în funcție. Ochii nu te ajută la nimic, urechile nu te ajută la nimic, intră în funcție lucrul acesta. Și când vezi că respiri și nu mori, începi să te miști și să pipăi. Oare ce-o fie aici, ce-o fie aici, ce-o fie aici? Iubiților, toate ferestrele astea Dumnezeu le folosește pentru mântuirea noastră. Fac un rezumat la ceea ce s-a vorbit până acum. Privirea aduce viață. De unde este concluzia aceasta? Oricine privea, trăia. La așa credea arabă, nu? Privirea dă sănătate. Privirea dă bucurie. Unde scrie? Când îți întorci privirea despre el, te luminezi de bucurie. Privirea dă mântuire. Unde scrie? Aș vrea să vă contraziceți dacă vă spun că Zacheu s-a urcat în dud mai marele vameșilor și s-a dat jos un om mântuit. Domnul Hristos mergea pe drum. Zacheu era în dud. Domnul Hristos se oprește în dreptul dudului și se ridică privirea în sus. Când s-au întâlnit privirile, Zacheu a fost un alt om. Și vă spun roadele mântuirii lui. S-a dat jos în grabă, l-a primit cu bucurie, Domnul Hristos nu i-a ținut nicio predică de pocăință, dar a spus, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am păcătuit și dacă am nedreptățit pe cineva, îi voi da înapoi împătrit. Ce a spus Domnul Hristos? Astăzi a intrat mântuirea. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și mântuirea aceasta a venit din întâlnirea privirii cu Domnul Iisus Hristos.
psihologia și alte discipline, ne spune că noi nu putem să privim un punct fix sau cu o persoană sau un obiect decât maxim 7 secunde. Nu putem să privim mai mult. Imaginile pe care noi le avem sunt alcătuite din aceste 7 secunde care se mută dintr-un loc într-altul și după aceea se fixează iarăși la persoana sau la obiectul pe care l-am. Este foarte interesant. Domnul Iisus Hristos, așa, se continuă mai departe ideea aceasta cu Evanghelia. La ce ne ajută urechile pentru Evanghelie? Păi credința nu vine în urma auzirii. Și auzirea vine din Cuvântul lui Hristos.